Miercuri dimineața, 11 martie, în jurul orei 10:30, s-a produs un eveniment rutier care s-a lăsat cu pagube destul de însemnate. Conducătoarea auto a unui autoturism marca Logan circula pe strada Matei Basarab din Câmpul Lung, împreună cu mama sa și copilul în vârstă de câteva luni. Într-un moment de neatenție, șoferița începătoare a pierdut controlul volanului și a acroșat un alt Logan care era parcat pe trotuar chiar în fața porții unde șoferul acestuia locuia. Martorii spun că pentru un moment femeia s-a uitat în spate unde era mama sa care ținea în brațe bebelușul, iar în acel moment a pierdut controlul volanului. Cred că s-a uitat la copil în spate. Era cu maică, s-a trecut. Ținea copilul în brațe și n-au fost atente, s-au urcat pe trotuar aici la... Mașina, Loganul albastru era staționat? Da, pe bordură. Într-un moment de neatenție s-a petrecut totul. Da, s-a urcat pe bordură și i-a tras-o. Avea viteză? Da, avea viteză. Dar știți despre pasager? Nu știu care nimic, era în fața mea, s-a întâmplat. La scurt timp, la fața locului s-a deplasat și un echipaj al poliției rutiere Câmpul Lung pentru a constata cele întâmplate. Odată luată la întrebări de oamenii legii, femeia spune că nu i-au distras atenția pasagerii din spate, dar nicio altă explicație plauzibilă nu poate da, deoarece nici ea nu-și explică cum s-a produs întreg evenimentul. La poliție de șoferi l-a stat acolo, acolo am făcut aceleași medicamente și de acolo am plecat. V-ați întors la copilul? Nu m-am întors la copilul, nu știu ce s-a întâmplat. Timp de jumătate de oră, traficul a fost îngreunat, acesta fiind dirijat de polițiști mușceleni. După ce oamenii legii au stabilit cauzele producerii accidentului, conducătoarea auto a fost dusă la secția de poliție pentru a da declarație, urmând să fie sancționată corespunzător în urma faptelor sale. Șoferul Loganului acroșat, cu greu a reușit să-și mute mașina din nou pe trotuar pentru a fluidiza traficul. Thank you.